Peste 160 de locuri de muncă disponibile în această săptămână. AJOFM a reușit să identifice aceste posturi pentru a veni în întâmpinarea celor care vor o încadrare pe piața muncii, fiind găsite și posturi pentru absolvenții de studii superioare. Locurile de muncă vacante din această săptămână sunt: agent comercial, 1 loc, ajutor bucătar, 3 locuri, ajutor ospătar, 5 locuri, agent vânzări, 5 locuri, bucătar, 3 locuri, brutar, 6 locuri, cofetar, 7 locuri, confecționer îmbrăcăminte, 5 locuri, cameristă, 2 locuri, contabil, 1 loc, dulgher, 3 locuri, inginer silvic, 4 locuri, lăcătuș mecanic, 35 de locuri, muncitor necalificat confecții, 5 locuri, muncitor necalificat, 13 locuri, manipulant în mărfuri, 1 loc, montator sisteme tâmplărie, 1 loc, mecanic utilaj, 3 locuri, ospătar, 5 locuri, patiser, 7 locuri, pizar, 1 loc, strungar, 2 locuri, sudor, 15 locuri, tehnician silvic, 4 locuri, vânzător, 3 locuri, vopsitor industrial, 10 locuri, zugrav, 2 locuri, zidar, pietrar, 9 locuri. Șomerii înregistrați în evidențele AJOFM Mehedinți pot dobândi noi aptitudini și competențe profesionale care să-i ajute să-și găsească mai repede și mai ușor un loc de muncă. Astfel, în anul 2016 vor fi organizate cursuri de formare profesională în următoarele meserii și specialități: babysitter, barman, coafor, cofetar patiser, comerciant vânzător, mărfuri alimentare, confecționer, asamblor articole din textile, dulgher, tâmplar, parchetar, fierar betonist, montator prefabricate, formator, îngrijitor bătrân la domiciliu, lucrător în structuri pentru construcții, lucrător în comerț, lucrător în cultura plantelor, lucrător în creșterea animalelor, lăcătuș mecanic, manager proiect, manicurist, pedicurist, ospătar, chelner, vânzător în unități de alimentație, zidar, pietrar, tencuitor și zugrav, tapetar, ipsosar, vopsitor. Practic, șomerii înregistrați în bazele de date ale AJOFM se pot înscrie la oricare dintre cursurile menționate. Iar în momentul în care grupele de participanți vor fi formate, vor fi demarate activitățile de instruire teoretică și practică. Cei ce doresc informații suplimentare despre locurile de muncă vacante sau despre cursurile de calificare le pot obține de la sediul AJOFM din Drobeta, Turnu Severin sau la punctele de lucru din județ, orașele Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânju Mare și Comuna Cujmir.